Mulțumesc, Anisa. Bună dimineața. L-am cunoscut pe Evgeni Vodolaschi aici la București și chiar recent a fost în vizită în România și îmi pare bine să vă spun că publicul român este apreciat de Evgeni Vodolaschi. Se simte în voia lui, se simte ales cu acest public pe care îl înțelege și care îl înțelege pe el. Din ce a spus în ultimul timp Evgeni Vodolaschi, aș vrea să spun un singur lucru și anume că n-a mers pe succesul facil de a repeta un alt laur. Laura a avut un succes extraordinar. A fost un roman care a fost prizat de un public foarte larg și a fost tradus în toată lumea și ar fi putut să facă un fel de laur 2. Ar fi putut să facă un remake. Ei, n-a cedat aceste ispite, a spus că de fiecare dată când scrie un roman, el încearcă să facă ceva complet diferit. Și Brisbane, într-adevăr, are poate o legătură de adâncime cu Laur și cu Aviatorul, dar aparent se petrece în cu totul alt context. Romanul este formidabil, iar acest scriitor este, după părerea mea, alături de Ludmila Ulitskaya, cel mai bun scriitor de limbă rusă la ora actuală. Romanul se desfășoară pe două planuri, lucru care, să spunem, nu este ieșit din comun. Sunt mulți scriitori care scriu pe două planuri și le alternează pentru a nu plictisi. Dar, în cazul acesta, m-am întrebat ce e altfel. Ca să dau un exemplu, toată lumina pe care nu putem vedea lui Goethe este la fel, pe două planuri, cu alternanțe scurte, nu plictisește nicio clipă. Aici e ceva cu totul altfel și mă întrebam ce până am descoperit, că de fapt e foarte simplu. Și arta narrativă la care ajunge Vodolaschi aici, cred că nu e egalată decât de Mario Vargas Llosa, din punct de vedere narrativ. Pentru că ce face Vodolaschi? Povestește povestea unui copil, Vlad, în Ucraina, la persoana a treia și o alternează cu povestea unui celebru cântăresc de chitară, la chitară, care este atins de boala lui Parkinson. În acel moment ai senzația la început că lucrurile sunt diferite, pentru că a doua poveste este povestită la persoana întâi și fără nume. Acest chitarist nu dă numele. Ori, încetul cu încetul și abia pe la mijlocul romanului, îți dai seama că cele două personaje sunt unul și același. Deci, de la un moment dat, poveștile se întâlnesc. Și Gleb și Katia vezi că sunt naratorul, eu și Katarina. E foarte frumos acel moment în care poveștile se întâlnesc și în care ei care ciocniseră în studenție o cană de tablă cu vin de anul nou, ciocnesc acum cupe de șampanie. Poveștile ajung să se suprapună, să se întâlnească într-un mod care, încă o dată, mi se pare a fi un punct maxim al înălțimii narrative. În acest roman, ca în toate romanele lui Vodolaschi, apare problema lui Dumnezeu.
Vodolaschi nu este un om credincios, nu o face ostentativ, nu o face niciodată într-un mod, nu vrea să creeze prozeliți, dar se vede problema aceasta a preocupării pentru divinitate. N-am să relatez decât o mică glumă. La un moment dat, copilul, Gleb, care era într-o familie de oameni credincioși, se ducea la biserică și este chemat la director să fie certat împreună cu bunicul său. Sunt chemați să fie certați pentru aceste preocupări mistice în mijlocul unei societăți, nu-i așa, care le expulseze categoric pe Dumnezeu. Și directorul îi spune o vorbă care circula în epocă, îi spune: Gagarin a fost în cosmos și nu l-a găsit pe Dumnezeu, nu l-a văzut pe Dumnezeu. La care bunicul spune: da, dar Dumnezeu l-a văzut pe el. Din asemenea mici povești vedem, de fapt, preocuparea lui Vodolaschin pentru divinitate, pentru mistic, pentru planul mistic. La fel ca în Aviatorul, și aici mai fac o paranteză și mai povestesc ceva despre ce ne-a spus Vodolaschin când a fost aici la București. Aviatorul este o carte care se termină neprecizat, care are ceea ce Umberto Eco numea sfârșit deschis. Este o carte de opera aperta. Romanul Aviatorul se termină în momentul în care pilotul nu poate să coboare trenul de aterizare. Drept care nu știm dacă personajele din Aviatorul, personajul principal, va supraviețui sau nu aterizării, dacă va fi un accident de avion sau nu. Deci se termină în acest moment, în acest punct neprecizat. Firește că oamenii care s-au întâlnit cu Vodolaschin au început să le întrebe, cum profiți de autor să-l întreb lucruri care nu sunt spuse în carte. Și l-au întrebat, totuși, se salvează sau nu se salvează personajul? Se termină cu bine sau nu se termină cu bine romanul Aviatorul? La care Vodolaschin a răspuns, nu știu, dar eu sunt optimist. Numai așa poate să răspundă un autor unor întrebări de acest tip. Pentru că, la urma urmei, autorul, într-adevăr, nu știe mai mult decât a scris. În Aviatorul, la fel ca în Brisbane, titlul pare puțin, cum să spun, fără legătură cu conținutul. La o primă vedere. Totuși, dacă ne uităm mai atent, vedem că Brisbane este cheia întregului roman. Brisbane este o localitate din Australia, în care mama personajului voia să plece și era un fel de paradis, un fel de paradis pierdut pe care căuta să-l regăsească. Abia în final vom vedea că Brisbane este, de fapt, tărâmul de dincolo, este cu adevărat paradisul și că mama lui, de fapt, n-a mai ajuns niciodată în Brisbane-ul pământesc, pentru că a ajuns direct în cel ceresc. Nu stric nimic spunând lucrul acesta, pentru că romanul mizează pe alte lucruri. În fine, voi încheia spunând că, într-un anume sens, acest roman al unui chitarist este un fel de corelativ al romanului lui Ziuskin, Parfumul, pentru că acela miza pe simțul olfactiv, pe când
Brisbane mizează pe auz. Și într-adevăr, de-a lungul întregului roman, auzul este favorizat. Dacă ar fi aici naratorul din Brisbane, ar vorbi despre mine vorbind la microfon, despre zgomotul de fond, despre toate acele mici sunete pe care nu le percepem în general și ar vorbi în termeni muzicali despre toate acestea. Eventual despre răgușala mea de dimineață, pentru care îmi cer scuze. Și în fine, ultimul lucru pe care vi-l mai spun și apoi îi dau microfonul colegului Marian Voicu, este că am admirat traducerea. Este foarte greu de tradus un asemenea roman. Adriana Liciu a făcut aici minuni, pentru că Bodolaschi nu s-a scris să pună o grămadă de expresii în ucraineană, în germană, în rusă, să facă distinții dintre rusă și ucraineană, să facă adevărate etimologii. Orfelul în care sunt ele traduse este plăcut, este cald, nu te zgârie niciodată ca ceva care nu și are locul acolo. Una peste alta este un roman deosebit de frumos, dens, al unui scriitor extraordinar de bun și ale cărui romane sunt toate bune, ceea ce n-a mai reușit decât un singur autor, Thomas Mann. Vă mulțumesc!